Salutare la toată lumea, eu sunt Bodhi și bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars. După cum ați văzut în titlu, da, facem un episod în care vă arăt câteva buguri pe care le-am descoperit și le-am mai văzut și pe YouTube și vreau să vi le arăt și vouă, poate că unii dintre voi nu le știți. Și o să ne și jucăm ceva Brawl Stars, așa că haideți să începem. Primul bug este, și probabil pe ăsta l-ați întâlnit cu toții când v-ați jucat, în care dați de o hartă cu scheleți care sunt lipiți de zid. După cum vedeți și în imagini, în momentul în care sparge scheleții, e posibil să sparge și din zid. Am pățit asta de multe ori, n-am știut că e bug, am rămas puțin așa, de ce sparg și zidul? Și continuam să dau câteva hituri la zid să văd dacă s-a schimbat ceva mecanică de poți să spargi ziduri. Nu, ăla e doar un bug, ăla e doar un bug. În momentul în care ai scheleții lângă zid, poți sparge și zidul în momentul în care spargi schele. Cel de-al doilea bug, din păcate, este cu Darryl, sau din fericire pentru cei ce îl au. Eu nu am cartea și nu pot să fac bugul, dar constă în aceeași chestie cu scheleții. În momentul în care îți dai ultimata spre scheleți, dar ultimata se termină până în scheleți, Darryl va trece și de scheleți, ceea ce înseamnă că își mărește ultimata, distanța pe care o parcurge. Cel de-al treilea bug este tot cu Darryl, îl puteți face doar pe Island Vision, pe harta aceea unde este foarte mult fân, o știți voi, v-a jucat prin boscheți pe acolo și puteți să dați ultimata în ocean, veți merge prin ocean și vă va scoate în direcția în care mergeți, în cel mai apropiat punct de unde puteți ieși din apă. Chestia asta nu știu cât timp o să mai meargă. Deocamdată, din ce am văzut pe YouTube, merge și o puteți folosi pentru a scăpa. Vă alargă cineva, ai intrat în apă, ai fugit la mama naibii pentru că el, până o să ajungă, tu deja mergi cu speed-ul ultimatei. Deci, there we go, ai un avantaj. Eu nu am, că nu am cartea. Mulțumesc, Supercell. Dai tu cartea. Yeah. Iar ultimul și nu cel din urmă, probabil pe ăsta l-ați mai văzut, este foarte des aplicat la Robo Rumble, la events, în momentul în care joci cu El Primo, dai câteva hituri la primii roboței care vin, ți-ai făcut ultimata, te duci sus în capul hărții și în momentul în care îți dai ultimata în zid, te blochezi în zid și blochezi acolo și toți roboții care se spawnează și mai ajung doar foarte puțini roboți către colegii tăi care apără safe-ul. Deci ăsta probabil îl știți, probabil nu știți, dar vă ajută foarte mult, adică vă ajută să faceți timpul maxim. Efectiv, mai toată lumea ar putea să stea 12 minute și nu știu câte secunde și să luați maximul de tokenuri de la event și să faceți foarte multe chesturi și să faceți chest opening pe care mi-l dați mie să-l filmez. Scrieți-mi pe Instagram dacă aveți chest opening, ok? Vă fac chest opening. Haideți să trecem la episod să ne jucăm și noi niște Brawl Stars, că v-am arătat prea multe buguri, ce vreți mai mult de atâta. Dacă mai vreți, dați like! Pentru a face primul bug avem nevoie de o hartă care are scheleții. În prima fază nu știu exact dacă vom găsi pe hartă scheleți, pe harta asta. Mi se pare că nu sunt și mai ales că vreau scheleții care să fie lipiți de un wall, exact cum vedeți wall-ul de aici. Dacă nu am găsit, probabil o să adaug la edit și vedeți despre ce am vorbit exact. Cred că mai bine așa o să fac, pentru că nu știu exact dacă are harta asta scheleți și ne complicăm foarte mult, pentru că vreau să și câștigăm. În ultimele zile, de când mă joc, am început să fac câte 100 de trofee pe zi. Asta pentru că mă joc cu brawler cu care nu m-am jucat, efectiv, doar pentru a face trofee easy. Dacă te joci cu brawlerii pe care nu i-ai boostat practic în trofee și ai trofee foarte micuțe cu ei și pierzi, nu pierzi atât de mult și din contră câștigi trofee destul de easy. Și am început să fac chestia asta doar pentru a face trofee. Am făcut câte 100 pe zi, v-am zis. Dacă nu făceam 100 pe zi, nu mai jucam. Nu mă opream până nu făceam 100. Dar da, așa am boostat-o pe Nita, așa am boostat mai mulți brawleri. E ok. Mai sunt 3 în viață, nu m-am bătut atât de mult. Darryl, cu care probabil ați văzut că sunt mult mai multe buguri de făcut, dar din păcate încă nu l-am, probabil o să le iau și eu în curând. E mișto că la ala se încarcă ultimata random, adică random, se încarcă singură, fără să ataci. El ăsta are deja ultimata încărcată, dacă vrea să o folosească acum poate să o folosească. Chiar dacă nu mi-a dat mie damage. Mi-a dat damage, dar nu pentru a-și încărca ultimata. L-avem pe Broke acolo. O să pun un clip amuzant cu Broke pe care l-am găsit pe internet. Hai, hai. Mulțumesc frumos. And there we go. There we go. Easy peasy. Easy peasy, guys. Locul 1, 7 trofee. Let's go. Hai să câștigăm cât mai multe. Asta e primul meci pe ziua de astăzi, în cazul în care vă întrebați. Da, primul meci, primul win. Bun, facem trofee, ne ducem către 2000 și probabil când o să ajung, nici nu știu, poate pe următorul episod deschidem chesturile, ce ziceți? 50 de chesturi, că le strâng până la următorul episod. S-ar putea să le strângem chiar din episodul ăsta. Mă gândesc. Dacă vreți să deschidem chesturile, 50 de chesturi de pe contul meu, lăsați-mi în secțiunea de comentarii și următorul episod o să fie cu chest opening probabil. Bun. E mișto la Nita că dă același damage pe toată distanța, pe toată raza. Și ați văzut acolo că faci combo ăla de două chesturi frumos, dacă le ai în linie, pam, face energii super easy, pam pam, 4 energii, deja crește viața, crește damage-ul, suntem bine. Cât mai multe chesturi farmăm, asta contează cel mai mult. Dacă poți să farmezi, farmează cât de mult poți, că apoi o să ai avantaj. Ah, by the way, am început să mă joc și cu Mortis. V-am zis că m-am jucat cu toți brawlerii pe care nu îi foloseam de obicei. Deci nu îi foloseam de obicei la showdown și am început să mă joc cu ei pentru că faci trofee destul de easy. Hai să luăm noi energiile alea dacă ajungem la ele. Oh, nu, a ajuns Broke, care dă ultimata pe noi. Ok, 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 lăsăm să dea. Dar noi tot luăm o energie pe care nici măcar nu am contribuit la ea. E ok, furăm. Ce am vrut să zic? Am jucat cu Mortis, vă ziceam. Am jucat cu Mortis și actually e chiar mișto cu Mortis. E puțin mai așa de tufiș și când e apropiere de tufiș, pam, ai și cu Mortis, ai dat 3 hituri, care fiecare hit din prima dă câte... A, am rămas doar noi? Fiecare hit dă câte 1000. Cred că aș face un episod cu Mortis, ce ziceți? E tare rău, chiar dacă... Ah, asta a fost invizibil toată perioada. Nu! There we go. Domnul rău. M-am mișcat acolo puțin, am făcut o eschivă, pam, pam, m-am ferit și n-a apucat să mai dea în mine și am dat-o direct. Am făcut și level 11, ok. That's so good. Rank up. Plus 7. Numai plus 7 facem. Facem bine, cum se spune. Hai să vedem câte meciuri, câte win-uri în row putem face cu același brawler. Avem deja 2. Cred că am făcut la un moment dat vreo 5-6 cu un brawler. Poate mai bine. Mai ales că mă joc cu un brawler de ăsta cu care nu m-am jucat. E ropi, efectiv. Când am început să mă joc cu el primul, pentru că nu mă juc. Oh, fiți atenți aici. Oh, oh. Numai că vine ăsta și o să-mi ia din ele. Băi, băi, mi-a luat cam tot. No, meciul ăsta am început prost. Unde sunt multe chesturi, vin mulți. Mai bine mă mulțumeam eu. Oh. De ce? E câteodată foarte ciudat auto-aim-ul. Fugi acum, a? Nu mai ai viață și fugi. Te-ai încărcat viața și te întorci acum, a? Zic că e foarte ciudat câteodată auto-aim-ul pentru că parcă a dat cu delay acolo, adică ăsta era deja în aer, sărise. Hai, hai ursulețul meu. Hai, du-te. Încă un hit, dar stă și se ascunde acum. Aha. Cât o să stai să te ascunzi? Că vine gazul. Eu nu-l las pe ăsta. Până nu-l ban, nu-l las. Mulțumesc de energie. Dacă ăla mi-a furat mie energie, l-a trebuit să iau și eu niște energii. Nu pot să zic pe gratis, că m-am bătut cu ăla o grămadă acolo. Hai să vedem. Asta e al meu. Ești al meu. Ți-am zis că ești al meu. Ce-mi place să mă duc la finish. În momentul în care se bate. Uite cum e ăsta. Cum e ăsta? S-a bătut cu unul. Mai are puțină viață. Și mă duc eu și-l bat. Aproape mă bătea. Aproape mă bătea. Dar totuși l-am bătut. Îmi place rău de tot. Știu că e foarte enervant când pățiți chestii de genul. Și cu el Poco m-am jucat. E mișto pentru că dacă tot așa îți faci niște energii, să ai 5-6 energii și te apropii de ei, pe lângă faptul că dai damage destul de mare, în momentul în care vezi că mai ai puțină viață, pam, te-ai healat, ai full viață, mai dai un hit 2-3. Cred că asta o să facă el. Dar degeaba. There we go, 3 in row. 3 în row. Nu e chiar atât de complicat, v-am zis că e brawler cu care nu m-am jucat atât de mult. Dar totuși, sunt 3 win-uri în row. Hai să mai dăm 48 de trofee, 48 de chesturi, pardon, cu 2 mari. O să fac 50 până la următorul episod, vă asigur. Bun. Avem chest aproape și mai sunt câteva în dreapta jos aici, o să mergem spre ele imediat. Mă enervează că nu are damage-ul inițial atât de mare Nita, de exemplu cu Bull sau cu Shelly, și Shelly dă mai puține hituri, dar Bull dă 3 hituri și ala acestul. Numai că cu Bull te poți juca numai din close range, că na, e tank. Nu mi-a plăcut ultima dată când am fost aici pentru că mi-a furat cineva chesturile și vine Shelly aia acolo. Nu-mi place deloc, hai să fugim de aici. Hai că am ieșit din bătaia, erau foarte mulți și nu voiam să stau să mă complic. Acum parcă când nu mai ai viață tu, parcă te-aș alerga eu o hartă. Ok, nu nimic, lăsăm, chill. Între timp ei se mai bat, e cea mai bună strategie de a face trofee dacă asta vreți să faceți. Și eu cam asta vreau. Hei. Oh no, mi-a stricat seria de win-uri. Mi-a stricat seria de win-uri. Darryl sau cum, Darryl, pe care nu l-am și-l vreau, v-am zis, e genial la buguri, ați văzut și voi bugurile și sunt destul de nice de făcut, cu toate că nu știu cât o să mai meargă sau, na. Mai e mișto bugul de la eventul acela cu Survive, nu știu dacă e Robo Rumble parcă e, da. E tare că acolo faci foarte multe chesturi. Probabil știți despre ce vorbesc. Asta dacă nu deja am pus și în clip. Cu siguranță cred că am pus și în clip. Oh nu, oh nu. Ce vă ziceam de Bull? Ce vă ziceam de Bull? E close range, e OP. Și deja pierd din trofee. Nu-i nimic, n-am pierdut foarte mult, am pierdut 3. Hai să mai jucăm încă un match și să încheiem cu acest episod, că nu vreau să le fac chiar atât de boring. Sper că nu sunt boring. Dacă sunt boring, scrieți-mi în secțiunea de comentarii sau dați-mi idei ce ați vrea să vedeți în joc. Challenge-uri. Asta a fost un episod în care v-am arătat câteva buguri și am jucat. Vreau să mai fac și anumite challenge-uri. Am deja câteva idei pe care vreau să le pun în aplicare pe clipuri. O să vedeți despre ce este vorba zilele următoare. Poate chiar mâine o să fie episodul. Un challenge mișto. Deci, stați pe aproape, dacă vreți conținut de Brawl Stars, abonați-vă, dați un like și activați clopoțelul, era să zic clonțopelul ca Dorian, dar e legit, e legit. Oh, ăla e cu 6 energii, eu am doar 2, nu înțeleg de ce am stat aici, a? Iau și o energie. Ah, nu, oh nu. Am luat o energie, dar am pierdut 2, am pierdut totul. Da, cam asta e. Nu trebuia să stau la bătaie, măcar am pierdut nimic. Am pierdut absolut nimic, 0 trofee. Da, cam atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like. Dacă încă nu te-ai abonat la canal, să te abonezi la canal. Eu am fost Bodhi, iar până data viitoare ne vedem în arena. Pa, pa!